De curând un loc interesant în București, unde se expun altfel de hărți. Nu știu dacă știți, dar hărțile nu se fac numai pe hârtie. Am învățat de-a lungul timpului treaba asta. Există în București hărți pictate de mână, cu research la bază, cu un pic de chin și trudă față de a desena un simplu cal. Oamenii care fac asta chiar au muncit. Vali Ciobanu este o artistă pe care o apreciez foarte mult. Am mai filmat la ea în atelier pentru că este unul din puținii oameni din Europa care mai pictează pe piele. Astăzi, împreună cu Luxandra, aflăm despre ce înseamnă să faci de adevăratele un tablou hartă sau o hartă tablou și să ai acasă mai mult decât un simplu portret sau natură moartă, ci o treabă ce conține și informații. Hai să vedem! Bună dimineața! Folosim hărțile în fiecare zi, dar de cele mai multe ori le alegem pe cele online. Puțin dintre voi știu însă că există și artiști care duc arta desenului mai departe. Astăzi o am alături de mine pe Vali Irina Ciobanu, cea care a făcut din hartă artă. Cum am ajuns să transformăm hărțile în tablouri? Este un proiect vechi pe care îl am de aproape 8 ani deja, la care lucrez de fiecare dată cu foarte mare plăcere. Am început cu istoria tutunului pentru un pasionat de trabuc, care avea o cameră specială pentru un trabuc și m-a rugat să-i fac o lucrare pentru această încăpere și pur și simplu voiau istoria tutunului. Am început să cercetez și a venit acest melanj între hartă și istorie. Hărțile mele, spre deosebire de hărțile pe care le folosim de obicei, pur și simplu au o poveste care se duce de jur împrejurul hărții. La baza acestor idei de tablouri, pentru că le putem numi tablouri, stau la bază, de fapt, pasiunile tale. La bază, de fapt, pasiunile mele de cele mai multe ori, dar și pasiunea celorlalți, fiindcă sunt un artist care îi face foarte mare plăcere să lucreze la comandă. Și dacă cineva vine și vrea să-i fac o lucrare pe pasiunea lui, îmi face foarte mare plăcere să experimentez aceste lucruri. Spune-mi cât de mult te informezi. Este foarte complexă realizarea unei asemenea lucrări, deoarece pornesc în prima fază documentând toată informația, citesc și cercetez subiectul respectiv, apoi încep să fac schițe. De fiecare dată harta încearcă primul impact vizual pe care l-ai cu lucrarea respectivă să-ți transmită ideea pe care harta o are. După ce hotărăsc că asta este schița, trebuie să fac o selecție a informațiilor, astfel încât să fie cât mai succintă și cât mai relevantă pentru subiectul respectiv. Apoi încep să fac schițe. E un proces destul de laborios. Am schițe peste schițe peste schițe, deoarece pictez pe piele, iar pielea funcționează ca acuarela. Spune-mi ce are Vali diferit. Da, pot să spun că pe Vali am cunoscut-o chiar înainte să devin galerist și am fost mai întâi un colecționar al lucrărilor ei. Cu Vali am început galeria, a participat la deschiderea galeriei cu prima expoziție, o expoziție de grup. Și ce pot să spun despre Vali este că, cu toate că stilul este un stil clasic, metodele în care ea pictează sunt nemaipomenite, diferite și o face să fie un artist foarte special. When you look at her work, you can see that, wow, someone took a lot of attention and a lot of time to thoroughly understand their subject and then try to present it visually in the most easily understood and visually pleasing way possible. Fain. Mi-a căzut în mână o lucrare, se chema Harta Cafelei. Am și avut-o expusă la restaurant o lungă perioadă de timp până s-a dat. Ce chiar explica ce de unde vine, cum e cu bobul și mai ales ce regiuni sunt interesante de pe glob pentru băutorul de cafea. N-ai numai un tablou, înțelegi? Mai stă omul, te așteaptă în living. Până mai citește ceva.